mulțumim din toată inima acestui cor reunit din toate părțile țării și din afara țării. Nu știu dacă ați observat, însă prietenii mei și colegii mei care sunt alături de mine în ocazia aceasta de la Școala Misionară, ei nu sunt români jet be jet. Ei sunt din Republica Moldova, însă ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră în ocazia aceasta și exact așa cum am cântat, deși suntem diferiți, putem să cântăm același imn spre slava și onoarea lui Dumnezeu, pentru că în pieptul nostru inimile ar trebui să bată la fel. Aceea de a fi o binecuvântare pentru toți cei care sunt în jurul nostru. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei care au cântat acest imn spre slava lui Dumnezeu și pe noi cei care am ascultat și să ne dorim din inimă ca acele cuvinte pe care le-am cântat să le împlinim în viața și în umblarea noastră de zi cu zi. Amin? Amin. Înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu în această ocazie, o soră s-a apropiat de mine înainte de acest serviciu divin și mi-a povestit un pic despre o soră de-a noastră, dacă am înțeles bine, care a suferit o intervenție chirurgicală în urmă cu câteva zile în urmă și care trece printr-o experiență destul de grea și ne-a rugat frumos să ne rugăm pentru sora noastră. Am înțeles că se numește Lucica, am zis bine? Lucia? Nu este adventistă. Simpatizant. Mulțumesc mult. Aș vrea să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm pentru prietena noastră ca Dumnezeu să o ajute pe ea și întreaga ei familie. Vă invit să ne rugăm atunci. Tată nostru, îți mulțumim pentru că putem să simțim cu cei care trec în durere și în suferință. Și acum, în mod deosebit, am vrea să te rugăm pentru această doamnă, pentru această prietenă de adevăr, ca tu să te atingi, Doamne, cu mâna ta vindecătoare de ea, de fiul ei, de familia ei. Tu știi, Doamne, situația prin care ei trec. Și te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să-i binecuvintezi, să-i ajuți și să folosești tu aceste suferințe ca o metodă prin care ei să te poată descoperi pe tine ca mare medic și ca mântuitor personal. Ajută-ne și pe noi, Doamne, ca prin tot ceea ce putem și ne stă în putință să ajutăm această familie ca ei să poată gusta prin viața noastră atmosfera cerului. Căci ne-am rugat în meritele Domnului Hristos și îți mulțumim. Amin. Amin. Este ultima ocazie în această dimineață când vom deschide cuvântul lui Dumnezeu. Nu vom zăbovi mult, îmi dau seama că sunt și copii mici în mijlocul nostru care așteaptă cu nerăbdare masa fizică, nu numai hrana din cuvântul lui Dumnezeu, însă îmi doresc ca și în această ocazie Dumnezeu să ne vorbească suficient în așa fel încât să plecăm din locul acesta binecuvântați. Câți dintre dumneavoastră ați fost binecuvântați, v-ați simțit binecuvântați până în momentul acesta prin ceea ce noi am studiat? Ați învățat lucruri noi, folositoare, pentru umblarea dumneavoastră cu Domnul? Eu cred că fiecare dintre noi, eu aș putea să le ridic pe amândouă în sus, pentru că putem să învățăm unii de la alții foarte, foarte multe lucruri. În ocazia aceasta am vrea să continuăm lecții din vindecarea apelor și vom studia un mesaj de poartă titlul De la cauză la efect. Și aș vrea să ne reamintim pasajul pe care îl avem în studiu în ocazia aceasta aici la Timișoara, 2 Împărați, capitolul 2, și vrem să citim de la versetul 19. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură din nou. 2 Împărați, capitolul 2, de la versetul 19. Oamenii din cetate au zis lui Elisei: iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu. Dar apele sunt rele și țara este stearpă. Și el a zis: aduceți-mi un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-au dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: așa vorbește Domnul, vindec apele acestea și nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpătură. Iar apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise Domnul. E bine, am început să analizăm acest pasaj și am descoperit
Că sunt multe învățături spirituale care se desprind din relatarea despre vindecarea apelor. Vasul cel nou, sarea, izvorul, toate au un alt conținut simbolic. Am analizat cu ajutorul Sfintelor Scripturi și am văzut că Elisei este un tip al lucrării pe care Domnul Iisus Hristos avea să o facă atunci când și-a împlinit partea în planul de mântuire. Și aceeași lucrare este lucrarea în care și noi trebuie să fim angajați. Despre apele acestea care au fost vindecate, am citit din Biblie, Sfânta Scriptură ne spune că apele erau rele, apele acestea aduceau moarte, stârpătură și de două ori am subliniat noi în pasajul citit, este amintit că apele au fost vindecate. Da? Asta înseamnă opusul vindecării, am spus noi că este boală, suferință. Iar condiția acestei ape prezintă într-o imagine în miniatură starea în care se găsește omenirea. Noroade, gloate, neamuri și limbi, pentru că aceasta reprezintă apele în Biblie, condiția în care se găsește lumea noastră. Iar Elisei, care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, el care aude strigătul acesta de ajutor, dorește să aducă alinare, atât alinare fizică, dar în mod special alinare spirituală. Pacea inimii, pacea sufletului, împăcarea omului cu Dumnezeu. Însă, la fel cum Elisei a avut nevoie de un vas, iar în vasul acesta ce fel de vas era? Un vas nou. A fost nevoie de sare în vasul acela și a de să merge la izvorul apelor, la fel Dumnezeu are nevoie de mine și de tine, de fiecare dintre noi, de biserica lui Dumnezeu, să avem sare în noi înșine și să pornim împreună în această lucrare deosebită, în a împărtăși oamenilor harul lui Dumnezeu. Am spus că această lucrare, am învățat, este o lucrare care trebuie făcută în mod special în marile orașe. Este o lucrare în care fiecare dintre noi putem să ne angajăm în lucrarea de încurajare, îmbărbătare, mângâiere, lucrarea de vindecare, Evanghelia sănătății, lucrarea de ajutorare, sprijin, lucrarea de predicare a Evangheliei, în a participa împreună alături de Dumnezeu, în a împăca oamenii cu Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă cu biserica sa în general, dar mai întâi va trebui să înceapă cu mine și cu tine. Dacă dorim să vedem o schimbare în biserica lui Dumnezeu, va trebui să înceapă mai întâi de toate schimbarea în fiecare dintre noi. Ei bine, aș vrea în aceste momente să studiem despre acest raport al vindecării apelor, un mesaj ce poartă titlul De la cauză la efect. Ei bine, Biblia ne spune că în aceste zile din urmă vom vedea într-adevăr suferință, boală, durere, consecințele păcatului în lumea noastră. Și din nefericire va veni un timp în istoria acestui pământ când suferința pe care noi o vedem în lume va fi pusă pe seama copilului Dumnezeu. Mergem în Matei la capitolul 24. Matei 24, vrem să citim împreună și să înțelegem nu numai ceea ce va veni în istoria acestui pământ, ba chiar înaintea ochilor noștri foarte curând, dar va trebui să înțelegem mai mult decât atât ce lucrare ar trebui să facem noi într-un timp ca acesta, care să fie un scut și o protecție pentru noi în viitor. Matei 24, citim de la versetul 3 cuvintele Domnului Hristos. El a șezut jos pe muntele măslinilor. Ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Și acum, Domnul Hristos, în Matei 24, pe de o parte, scenele distrugerii Ierusalimului, iar pe de altă parte, semnele care arată faptul că Iisus Hristos sau sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ascultați ce spune Hristos. Versetul 4, drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați.
Căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Aș vrea să mă opresc. Când Biblia spune un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, cum sunt prezentate împărățiile și neamurile? Ca fiind în unitate sau în dezbinare în această condiție? Când Biblia spune un neam împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, asta reprezintă unitate sau dezbinare? Ce reprezintă aceasta? Dezbinare, da? Citesc mai departe ce spune Biblia. Versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea sau concomitent în diferite locuri ale pământului în același timp vom vedea ceva. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Deci, într-adevăr, vom vedea un neam împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, dezbinare, haos în societate, în lumea noastră, războaie, vești de războaie. Dar Iisus Hristos spune, veți vedea cutremure de pământ, foamete și ciumi. Cuvântul acesta, ciumi, face referire la boli cu caracter pandemic, adică niște boli care vor fi răspândite repede pe o scară largă de oameni. Vor fi ciumi, iar aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Când auziți expresia aceasta, nu va fi decât începutul durerilor, ce vă vine în minte, ce imagine vă vine în minte? Începutul durerilor. Asta înseamnă că lucrurile vor crește sau aceste dureri vor fi din ce în ce mai slabe. Durerile vor crește. De fapt, experiența aceasta despre care vorbea Domnul Hristos aici descrie foarte bine experiența pe care o are o mamă atunci când naște un copil. Pentru toate mamele care sunt prezente aici, vă aduceți aminte ce s-a întâmplat atunci când ați născut copiii dumneavoastră. Durerile creșteau în intensitate până când în cele din urmă copilul s-a născut. Iar perioada aceea de liniște, de pace, de respiro, da? De aer, au devenit din ce în ce mai mici, din ce în ce mai scurte. Exact același lucru vom vedea în aceste zile din urmă. Lumea este înșelată, prietenii mei. Oamenii se gândesc și auzim tot felul de reacții în lumea politică și în mass media. Europa iese din criză. Știți ce este de fapt aceasta? Este de fapt gura aceea de aer pe care noi o luăm înainte de o criză și mai mare. Europa iese din criză, economia crește, însă vom vedea cu ochii noștri în curând cum lucrurile vor fi detonate din nou. Însă acestea vor fi doar începutul durerilor, cu tremure de pământ, foamete și ciumi, boli cu caracter pandemie. Mergem în cartea Psalmi să înțelegem ceva despre aceste ciumi. Psalmul 90. Vreau să vedem ce spune Biblia despre aceste ciumi. Psalmul 91, îmi cer iertare. Psalmul 91. Și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 5. Atenție! Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, versetul 6, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiază mare. Am ascultat cu atenție câți oameni, conform acestui pasaj, mor în urma ciumii, în urma molimelor acestora, care sunt noaptea, în timpul nopții, sau mai bine zis, vorbind despre niște boli care se iau și se transmit chiar pe calea aerului. Atenție! Biblia spune, versetul 7, 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Deci în urma acestor ciumi, în urma acestor molime, Biblia ne spune că nu moare unul aici și unul acolo.
ci vor muri mulțimi de oameni, vor avea de suferit în aceste boli în zilele de pe urmă. Ciumile acestea nu vor afecta numai oamenii, ba chiar vor afecta și animalele. Vă aduceți aminte dumneavoastră că a fost o ciumă în rândul vitelor în Egipt? Vă aduceți aminte de ciuma vitelor în Egipt? Cum animalele au pierit și toate acestea au lovit în economia Egiptului la data aceea. La fel se va întâmpla și în zilele de pe urmă. Mergem în cartea Osea la capitolul 3. Osea capitolul 3. Și înainte de a citi acest pasaj, aș vrea să vă reamintesc că atunci când Biblia a fost scrisă, nu a fost scrisă cu, în forma aceasta, cu capitole și cu versete. Da? Și a fost scrisă în forma unei poezii. E adevărat că contextul ne arată când se sfârșește o imagine, când începe alta. Dar ascultați ce spune Biblia în Osea 3, versetul 5, ultimul verset din capitolul 3, și vom face tranziția în capitolul 4. Osea 3, de la versetul 5. După aceea copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe, în vremurile de pe urmă. Subliniați vremurile de pe urmă. Acum, ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă? Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară, fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură, preacurvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri, versetul 3. De aceea țara se va jeli. Cuvântul acesta se va jeli înseamnă va suferi, se va jeli. Toți cei ce o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului, chiar și peștii mării vor pieri. Când se va întâmpla lucrul acesta? În vremurile de pe urmă. Ciumi care vor afecta, boli care vor afecta oamenii în general, masele de oameni în general și în același timp și lumea animală. Și când vom vedea lucrul acesta în lume, Biblia ne spune că încercarea diavolului este să aducă aceste nenorociri, aceste situații și să fie învinuiți copiii lui Dumnezeu. Ne întoarcem în Matei 24. Matei 24. Matei 24. Și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 7. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ foamete, ce spune Biblia mai departe? Și ciumi, da? Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Versetul 9, citim cu atenție. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile. Pentru ce? Pentru numele meu. Stați puțin. De câte neamuri vor fi urâți copiii lui Dumnezeu în zile din urmă? Toate neamurile. Păi nu am citit noi în Biblie că un neam va fi împotriva altui neam, o împărăție va fi împotriva altei împărății? Dezbinare. Dar se pare că s-a întâmplat ceva în contextul celor citite, s-a întâmplat ceva în lume ce a determinat ca neamurile să se unească și să găsească un dușman comun. În persoana cui? În persoana copiilor credincioși a lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu vor fi urâți, vor fi chinuiți, în cele din urmă vor fi lați la moarte pentru numele lui Dumnezeu, spune Biblia, sau mai bine zis, pentru sigiliul lui Dumnezeu. Pentru că dacă citiți în Apocalipsa 14 cu versetul 1, Biblia spune că cei 144.000 vor avea scris pe frunte numele Tatălui și numele Mielului. 144.000. Pe frunte numele Tatălui. În Apocalipsa 7, de la versetul 1 la versetul 4, cei 144.000 sunt prezentați ca având pe frunte sigiliul viului Dumnezeu.
Deci la numele lui Dumnezeu spunem sigiliul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că toate neamurile vor urâ, vor persecuta, vor omorâ în cele din urmă pe copiii lui Dumnezeu pentru numele lui Dumnezeu. Nu pentru că noi credem în Hristos, ci mod special pentru sigiliul lui Dumnezeu. Cea mai mare persecuție care va avea loc în zile din urmă va fi făcută de creștini, așa numiții creștini împotriva creștinilor. Și frații mei, dacă ați văzut cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă în lume, cum națiunile pământului sunt strânse, cum liderii lumii se unesc sub agenda papală, cum liderii lumii sunt așteptați acum în luna mai, în 2020, pentru a semna în Roma un tratat mondial pentru salvarea planetei și în cele din urmă știți unde se va ajunge. Cine va fi învinovățit pentru dezastrele acestea naturale? Pentru cutremurile de pământ, pentru foamete, pentru ciumi, pentru toate aceste lucruri. Cine va fi învinuit? Vor fi învinuiți copiii lui Dumnezeu. Și pentru că aceste lucruri vor avea loc în societate, întrebare. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Este Satana în stare să aducă boală și suferință în lumea noastră? Este Satana în stare să facă lucrul acesta? Este Satana în stare să aducă ciumă, nenorocire, dezastre naturale în lumea noastră? Este în stare să facă lucrul acesta? De unde știm acest lucru? Ce exemplu avem în Biblie a unei situații unde îl vedem pe Satana aducând boală, suferință, nenorocire, moarte? Vă aduceți aminte de Iov? Acum gândiți-vă dumneavoastră. Dacă Satan dorește să aducă aceste ciumi unde să moară oamenii, unde vor muri mii, o mie să moară alături de tine, 10.000 la dreapta ta. Asta înseamnă că ținta specială a lui Satan în aceste zile din urmă, unde este? În zonele populate sau în zonele mai puțin populate ale lumii? Unde credeți că va lovi Satan în mod special? Care este obiectivul său? Sunt marile orașe. Marile orașe, obiect. Dumneavoastră ați auzit de atacuri teroriste și de dezastre majore naturale în zone care sunt cu totul izolate? Eu aud de atac terorist în aeroport, eu aud de atac terorist în mall, aud de tot felul de dezastre, pentru că intenția lui Satan este să atingă masele de oameni, să lovească mulțimile de oameni și apoi să le îndemne să găsească un țap ispășitor. Aceasta este agenda celui rău. Dar contrar agendei celui rău, lucrarea lui Dumnezeu este și ea în marile orașe. Pentru că Dumnezeu dorește să venim în ajutorul oamenilor. În timp ce Satana lucrează, Dumnezeu nu stă cu mâinile în sân. Și dacă noi dorim ca persecuția în Timișoara, în București, în țara noastră, în lumea noastră, împotriva copiilor Dumnezeu, împotriva noastră, să fie mai slabă, va fi numai dacă lumea va descoperi că noi dorim binele oamenilor din jur. Când lumea va vedea că mesajul nostru este rânduit nu să distrugă, ci să ajute. Și acum cât persecuția încă n-a început, copiii lui Dumnezeu trebuie să fie pe stradă. Copiii lui Dumnezeu trebuie să sacrifice din timpul lor, din viața lor, din tot ceea ce ei au, pentru a dovedi lumii că ei nu trăiesc pentru lumea aceasta. Noi suntem cetățeni a unei alte împărății. Dar frații mei, dacă noi nu participăm în această lucrare, noi nu ne angajăm în această lucrare, lumea nu ne știe, cum spuneam aseară, teroriști, extremiști, jihadiști, fundamentaliști, totul se termină cu iști, adventiști, tot cu iști. Pentru oameni nu este nicio diferență. Eram la un moment dat, mergeam cu trenul spre București acum când a trebuit să plec în evanghelizare Macedonia și la un moment dat trenul cu care mergeam, din anumite motive a rămas pe șină, între stații nu mai putea porni. Și la un moment dat cineva a făcut o remarcă care m-a durut și am intervenit și a spus, bine că n-am rămas fără curent ca să facem și noi ce fac pocăiții aceia când se stinge lumina. Și eu când am auzit lucrul acesta, m-am întrebat, de unde au oamenii aceștia ideile acestea străine care n-au nimic de a face cu ce se întâmplă? Poate că s-o întâmpla undeva, într-o altă mișcare, într-un alt grup. Dar așa ceva în mijlocul copiilor Dumnezeu n-am auzit niciodată. Dar înțelegeți de ce oamenii au astfel de remarci. Unii pentru că nu știu ce se întâmplă în mijlocul nostru. Alții știu și totuși batjocoresc
și trântesc cauza Dumnezeu la pământ și Dumnezeu va avea de-a face cu ei. Dar lumea nu știe ce facem noi, pentru că prea adesea programele noastre sunt destinate nouă, frații. Noi ne cântăm nouă, ne predicăm nouă. Ne spunem poezii nouă, cântăm noi. Dacă cumva spunem, hai să ieșim în stradă, hai să mergem în satul acela și să rom toți acești cântăreți și toate formațiile acestea care cântă la festival și să le folosim în lucrare de evangelizare, nu mai vine nimeni. Nu mai vine nimeni. Nimeni nu mai vrea să slujească pe Dumnezeu pe gratis. Vrei să cânt la evenimentul X, te costă atât. Și nu e de mirare, frații mei, că lumea este în situația în care este. Știți foarte bine despre ce vorbesc, iubiții mei, frații. Și Dumnezeu dorește o schimbare în mijlocul nostru. Dumnezeu dorește ca noi să alergăm în aceste mari orașe și noi să oferim alinare, să oferim ajutor, vindecare fizică și spirituală. Dar Dumnezeu ne cheamă nu să lucrăm hazardat. Dumnezeu ne cheamă să mergem cu vasul acesta cu sare și să punem sarea. Unde a fost pusă sarea? Unde a fost pusă? La izvor. Izvorul acesta reprezintă marile orașe. Dar când noi mergem să ajutăm pe oameni să restaurăm sănătatea fizică și spirituală, noi nu lucrăm hazardat, ci noi trebuie să lucrăm de la cauză la efect. De la izvor. Ce reprezintă izvorul acesta în Biblie? Mergem în cartea Isaia la capitolul 3. Izvorul reprezintă o sursă, o cauză, punctul de plecare a unei probleme. Mergem în Isaia la capitolul 3. Vrem să citim împreună de la versetul 1. Eu vreau să vă spun, frații mei, medicina modernă din lumea de astăzi, din nefericire, nu tratează așa cum ar trata Domnul Iisus Hristos. Medicina din nefericire de astăzi adesea pune accentul pe simptome și pe tot felul de consecințe. Oamenii nu merg la ce? La cauză. Nu tratăm de la cauză la efect. Ori Domnul Hristos nu vrea ca noi să lucrăm oricum, ci noi într-adevăr să aducem alinare oamenilor. Nu doar să le luăm durerea, dar problema să rămână. Ascultați ce spune Biblia. Isaia 3 de la versetul 1, Biblia spune însă: Domnul Dumnezeul oștirilor va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin, atenție, orice mijloc de trai, orice izvor de pâine și orice izvor de apă. De ce reprezintă aici izvorul în acest verset? Ce reprezintă izvorul aici? O sursă, un sprijin. Înțelegeți dumneavoastră? Deci dacă apele sunt rele, sunt bolnave, apele acestea aduc moarte, oamenii sunt în moarte, în suferință, în durere, în boală, în depresie, în anxietate, lipsa păcii, Dumnezeu spune, tu trebuie să-i ajuți, dar ca să-i ajuți, nu trata efectele numai, tu trebuie să mergi de unde? De la ce? De la sursă, de la cauza problemelor. 1 Timotei capitolul 6 cu versetul 5. 1 Timotei, izvorul. Ce reprezintă izvorul? 1 Timotei, capitolul 6, vrem să citim de la versetul 5. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. În context, haideți să citim chiar de la versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Ba încă are boala certurilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se nasc pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele. Zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, atenție, și care cred că evlavia este un izvor de ce? De câștig. Deci, cu alte cuvinte, unii au făcut din predicarea așa numite evanghelii o sursă de câștigat bani. O sursă de câștig. Oamenii aceștia n-au adevăr. Oamenii aceștia n-au învățătură sănătoasă. Oamenii aceștia n-au nimic ziditor. Dar au făcut din evlavie o sursă de câștig. Am fost în Marea Britanie.
Am fost invitat acolo de o biserică penticostală în Londra, un frate pastor m-a sunat și am avut ocazia să vorbesc așa personal cu el și am zis: frate, scuzați-mă că vă întreb, dar am o întrebare la dumneavoastră. Am zis: frate, cum se face că sunt atât de multe biserici în zona aceasta, dar bisericile acestea lucrează de parcă nu există nimeni în jur? Adică nu există unitate, nu există colaborare, nu există ajutorare. Biserica lui X, biserica lui Y, predicatorul cu tare, predicatorul cu tare. Și poate că situația nu se întâmplă mai rândul lor. Vreau să spun, omul acesta a spus așa, a recunoscut. A zis: cea mai bună modalitate de a face bani acum în afară, între pocăiți, este de a-ți deschide propria ta biserică. Și de a le da oamenilor ceea ce vor ei. Și dacă ai o grupă de cântăreți care cântă în față și cântă frumos și lovesc acolo corzile acelea și clapele și un grup de cântăreți așa și mai vii și cu un predicator din ăsta senzaționalist, lacrimi, povești, e o sursă de câștiga bani. Izvorul, o sursă. Cauză. Dar noi suntem chemați să lucrăm de la cauză la efect. Proverbe 26. Hai să ne uităm. Proverbe, capitolul 26. Proverbe 26. Proverbe 26. Și aș vrea să citesc de aici. Haideți să citim versetul 2. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. În original, știți cum sună versetul acesta? Spune: nu vine suferința fără o cauză. Deci, fără cauză, nu avem efecte, consecințe. Dumnezeu însă nu dorește să mergem cu vasul cu sare și să aruncăm sarea în mod hazardat. Dumnezeu dorește ca noi să mergem la punct ochit, punct lovit. Dumnezeu spune: tratează cauza și apoi vei rezolva problema și cu efectele. Acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Și în mod special vreau ca surorile să fie atente, pentru că vreau să vă prezint o lucrare care este mult neglijată. Dar Dumnezeu are nevoie de fiecare dintre cei care suntem aici, în mod special surorile. Întrebare: dacă apele erau rele, bolnave, aduceau moarte, suferință, stârpăciune, și dacă apele acestea reprezintă condiția omenirii în care găsim moarte, boală, suferință, depresie, toate aceste consecințe ale păcatului, vreau să-mi spuneți dumneavoastră care a fost izvorul, sursa de la care au plecat toate aceste lucruri. Sursa. Pentru că noi vrem să aducem alinare oamenilor. De unde au plecat toate lucrurile? Cum a intrat diabetul în lume? Mergeți înapoi, 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 înapoi. Înapoi. Cum a intrat cancerul în lume? Cum a intrat tensiunea arterială în lume? Cum au intrat toate aceste boli care sunt, toate sindromurile acestea, Down și etc. Cum au intrat ele în lume? Unde este izvorul? Mergeți în spate, în spate de tot. Unde este izvorul? Unde? În cartea Genezei a zis bine. Bun, cum a intrat? Cum a intrat păcatul în lume? Cum a intrat moartea în lume? Cum a intrat suferința în lume? Cum? Cum? A zis: prin călcarea legii lui Dumnezeu. Da, este foarte adevărat, dar acesta este un termen general. Acesta este un termen așa mare, știți? Dar mai profund, au călcat legea lui Dumnezeu. Dar legea lui Dumnezeu cu privire la ce? Cu privire la? Cu privire la sănătate, spuneți. Știți ce bine ar fi dacă oamenii ar ajunge să înțeleagă că Dumnezeul acesta creator, înainte ca omul să cadă în păcat, El a stabilit niște lucruri care se pot mânca și altele care nu se pot mânca. Repet încă o dată ceea ce spun. Înainte de căderea omului în păcat, Dumnezeu l-a testat pe om în privința unui lucru. Și dacă citim în Geneza, la capitolul 2, haideți împreună cu mine. Geneza la capitolul 2. Geneza, capitolul 2, vrem să citim împreună de la versetul 16. Ascultați ce spune Biblia aici. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină,
dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Deci moartea, durerea, suferința, boala au intrat în lume pentru că omul n-a fost în stare să stăpânească apetitul. El n-a fost de acord cu ceea ce Dumnezeu a spus, să nu mănânci. Iată ce să nu mănânci. Și iată ce poți să mănânci. Dacă omul ar fi ascultat, lumea n-ar fi ajuns în condiția aceasta. Acum, dacă noi vrem să ajutăm pe oameni să iasă din suferință, din boală, din durere, din depresie, din toate aceste probleme, consecințe ale păcatului și neascultării, oare n-ar fi înțelept, frații mei, să prezentăm și noi planul lui Dumnezeu? Oare n-ar fi înțelept să avem în Timișoara nu BioFresh numai? Cum se numește restaurantul acesta? Este un restaurant aici la Timișoara unde se mănâncă bine, hrană vegană și sănătoasă. Dar nu e al nostru. Când intri acolo înăuntru, știi ce este? Vezi un semn unde este alb cu negru, niște semne din acestea, din budism, din religiile orientale, cursuri de yoga gratuite. Oamenii promovează lucrarea pe care noi ar trebui să o facem, îndreptându-i pe oameni în altă direcție. Nici diavolul nu te mai acceptă cu carnea în gură. Nu știați lucrul acesta? Diavolul nu te acceptă. Merge și uitați-vă tine, Beyoncé și soțul ei Jay-Z, unii dintre cei mai mari cântăreți ai lumii, care au declarat pe față că ei susțin satanismul și lucrarea celui rău. Ei cântând și promovând muzica diavolului sunt vegani. Ei mănâncă salată în timp ce tu mănânci gunoaiele care le mănânci. Sau le mănânc. La un curs de yoga, când te duci la un curs de yoga, vorbeam cu un prieten al meu, când se ține adunarea în plen, oamenii pleacă acasă, cei care vor să pătrundă tainele yoginilor, rămâneți pe loc. Primul lucru care ți-l spune este îndepărtați produsele animale ca să ajungeți la nirvana. Diavolul nu te acceptă, el vrea să fii folosit 100% pentru cauza lui. Ori noi să-i dăm mai puțin lui Dumnezeu? Înțelegeți de ce este necesar, iubiții mei, frați, și în mod special, iubite surori, dacă trebuie să tratăm de la cauză la efect, oare nu este o lucrare deosebită, surorile noastre, să învețe pe oameni gătitul sănătos, să învețe pe oameni cum să facă o hrană sănătoasă, cum să prezinte principiile și proprietățile de vindecare a lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat? Astăzi avem tineri și tinere, în mod special, care nu știu decât să facă cartofi prăjiți și ouă. Și alea, dacă n-ai grijă, s-ar putea să nu le mănânci. Mă înțelegeți? Unde sunt acele femei cu experiență care să pășească în față, să organizăm cluburi de gătit, întâlniri de gătit sănătos în bisericile noastre? Păi, frate, vreau să las pateul ăla deficat de gâscă. Dar cu ce să-l înlocuiesc? Și să-l înlocuiesc în așa fel încât să-mi găsesc plăcere când îl mănânc. Hai să facem ceva. Hai să pregătim micul dejun, prânzul, masa de seară, pentru ca noi să putem ajuta pe copiii lui Dumnezeu. Mergeți în Proverbe 31, nu acum acasă. Mergeți acasă și în Proverbe 31 este prezentată o femeie care crede în cele trei solingerești. Care nu atât de mult predică de la ambon. Frații mei, dacă surorile ar înțelege lucrarea înaltă pe care le-a dat-o Dumnezeu, nu a mai avea femei care să se lupte să fie prezbiteri și pastori în biserică astăzi. Pentru că o femeie care se pune în slujba lui Dumnezeu face o lucrare de 10 ori mai mult decât lucrarea unui pastor. Dacă soția mea nu ar lucra în bucătărie să-mi pună hrana cea bună, eu n-aș fi în stare să vă vorbesc ce vă vorbesc în ocazia aceasta. Ce vă vorbesc este produsul alimentației din casa mea, modul în care gătește soția mea. Copiii dumneavoastră pot fi ajutați prin pâinea care o faceți, hrana pe care o faceți. Bisericile noastre pot avea mult de câștigat. Nu ne uităm la Biblie. Ce vrea să spun aici? Am citit istoria asta de 100 de ori, dar nu înțeleg nimic. Frații mei, când eu m-am pocăit, când am venit la Domnul, mi-aduc aminte, eram în gara din Brașov. Și mă duceam spre locul acesta unde sunt acum la școala misionară, în urmă cu 14 ani în urmă.
Și mama mea m-a împins, du-te acolo, poate întâlnești și tu pe Dumnezeu. Și am zis, mă duc, de că stau acasă, mai stau și eu printre tine. Și când am ajuns în Brașov, frații mei, chiar acolo este un hotel în fața gării la Brașov, am intrat și am zis, nu știu cu ce o să mă hrănească oamenii aceștia acolo. Și am comandat așa un platou cu pulpe, am zis, mi-ajungă pentru toată perioada cât sunt acolo. Și am mâncat, frații mei, și când am ajuns acolo la școala misionară, 2 mese pe zi, auzi tu budincă cu pâine, cu afine, cu semințe, cu... Ăștia mă fac să mor de foame. Eu care eram cu luptele, cu basketul, cu toate lucrurile lumești, m-am dus acolo și am zis, măi, dar eu nu scad în putere. Eu putere în continuare am. Și știi ce a făcut Domnul, frații mei? Domnul mi-a spus așa, Andrei, fii atent, dacă îmi dai stomacul, îți dau mintea. Am zis, Doamne, cum așa? Fii atent, dacă tu îmi dai stomacul, tu sacrifici stomacul tău ce îți place ție, mi-l dai mie, eu îți promit că îți voi da o capacitate de a reține cuvântul lui Dumnezeu cum n-ai văzut niciodată. Și frații mei, sunt oameni care vin și mă întreabă, nu e niciun merit al meu, e al Domnului. Frate, cum predici? N-ai nicio notiță. N-ai scris niciun verset. Ia dă Biblia, frate. Păi n-ai nicio săgeată care să-ți arate versetul următor. Tu reții versetele astea pe de rost? Da. Cum? Cum? Vă spun cum. Prin planul lui Dumnezeu. Domnul vrea ca noi să începem să lucrăm de la cauză la efect. Noi avem o lucrare de făcut în lume. Ia ascultați ce spune profetul lui Dumnezeu aici. Cartea Divina Vindecare, pagina 127. Singura nădejde. Câte nădejde? Ce înseamnă singura? Dacă aceea este singura intrare, mai este vreo altă intrare? Dacă zic numai aceea este intrare. Singura, atenție. Singura nădejde ca lucrurile să meargă mai bine stă în educarea poporului în ce privește principiile corecte. Medicii trebuie să învețe pe oameni că puterea regeneratoare nu își are izvorul în medicamente, ci în forțele vitale ale organismului. Este un documentar, se numește Gras, bolnav și aproape mort. Nu știu dacă ați văzut documentarul acesta. Nu e făcut de adventiști. Și un om cu o mulțime de boli, un om de afaceri din Australia, a zis, nu merge nimic, nimic, nu mă ajută niciun doctor. 10 medici în jurul lui nu-l ajutau. Și asta a gândit un pic, stai mă puțin. Ce când eram mic și mă loveam la genunchi, cum se vindeca genunchiul? Și el a zis simplu, trebuia să protejez genunchiul ca să nu-l mai lovesc și organismul își făcea singur lucrarea lui. Coaja și încerina pielea. Și atunci în minte a picat și a zis, stai, dacă organismul se vindecă afară, singur, are proprietatea aceasta organismul, de ce nu s-ar vindeca și înăuntru? Dacă eu aș corecta obiceiurile greșite și aș ajuta organismul în funcțiile lui. Și cei care ați văzut documentarul acesta, atenția, nu sunt ai noștri. Ai noștri sunt la kebab și la shawarma sâmbătă seară. Sunt la întâlnirile de pizza. Sunt în mall-uri, mesele sunt pline cu pocăiți după ce se termină sabatul. Și de aceea noi nu putem să ajutăm pe oameni din jurul nostru. Frații mei, vă spun aceste lucruri pentru că eu eram acolo. Eu eram când se termina sabatul, sâmbătă, seara, vara, la Constanța și după ce petreceam timp pe faleză, plimbându-ne, așteptam și tremuram. Pizza, kebab, shawarma, restaurant, ficăței, mititei, etc. Ci nu e de mirare că noi nu putem să avem nicio sare în noi. Sau la Timișoara nu se întâmplă lucrurile acestea. O, frații mei, ia ascultați dumneavoastră. Medicii trebuie să învețe pe oameni că puterea regeneratoare nu își are izvorul în medicamente, ci în forțele vitale ale organismului. Boala reprezintă un efort. Atenție ce acum definiția bolii. Boala reprezintă un efort al funcțiilor vitale naturale de a libera organismul din starea în care a fost adus prin încălcarea legilor sănătății. În caz de boală, trebuie clarificată ce mai întâi? Cauza. Deci de unde trebuie să lucrăm? Poftim. Aveți tensiune arterială? Poftim. Aici este o pastiluță și luați pastiluța aceasta de atâtea ori pe zi, problema se rezolvă. Minciuni. Acesta nu este planul lui Dumnezeu. Uite, dacă o să iei pastiluța aceasta, în pastiluța aceasta se rezolvă problema. Atenție.
Ar trebui, în caz de boală, clarificată cauza. Ar trebui schimbate stările de lucruri nesănătoase și corijate obiceiurile greșite. Apoi trebuie ajutat organismul în efortul său de a elimina impuritățile și de a restabili funcțiile normale ale corpului. Sanatoriu, frații mei. Aici avem, cum putem să deschidem un sanatoriu? Ce trebuie să facem mai întâi de toate când vine boala? Cauza. Clarificată cauza. Prima întrebare, ce obiceiuri au fost călcate? Corectate obiceiurile respective și apoi acum ajutat organismul pentru ca să facă curățenie. Pentru că în organism acum au fost aduse prin Coca-Cola, prin cafeaua, prin Nesola 2-1-1 de dimineață, prin toate lucrurile acelea care noi le-am consumat. Organismul acum este otrăvit. Gunoi este înăuntru. Și organismul trebuie ajutat ca să scoatem gunoiul afară. Cum să ajutăm organismul? Dați-mi exemple de câteva organe care au proprietatea de a elimina impuritățile din organism. Câteva. Unu. Haideți. Ajutați-mă. Cum? Fierea, zice cineva, altcineva. Ficatul, altcineva. Rinichii, altceva. Da, intestinul gros, da, altceva. Pielea, mulțumesc foarte mult. Pielea. E, cum să stimuleze aceste organe pentru ca să elimine impuritățile? Trebuie clarificată cauza. Oamenii trebuie să înțeleagă, frații mei, că neascultarea de principiile lui Dumnezeu conduce la boală. Faptul că ei au pastiluțea nu îi rezolvă, ei sunt înșelați. Cine le va spune adevărul? Ia ascultați ce spune Biblia în Ioan la capitolul 5. Haideți să vedem. Neascultarea de principiile lui Dumnezeu conduce la boală, la suferință. Ioan capitolul 5, vrem să citim de aici de la versetul 14. Ascultați ce spune Biblia. 5 de la versetul 14. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut cum? Sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Deci de ce omul fusese bolnav prima dată? Datorită neascultării. Neascultarea de principiile lui Dumnezeu. Mergem împreună în cartea Exod la capitolul 15. 15 de la versetul 26. 15 de la versetul 26. Fratele, frate, eu zic că fratele Andrei s-a lipit de gâsca și de rața noastră de aici, din Arad. Nu, frații mei, chiar nu m-am lipit deloc. Vreau dumneavoastră să vă dezlipiți de ea. Ascultați, e foarte, foarte important. Ascultați ce spune aici. Exod 15 de la 26. Și el a zis: dacă vei lua cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care ce fac? Care te vindec. Observați, ascultare, sănătate. Legile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu și sănătatea este strâns legată de ceea ce noi punem în gură, în mod deosebit. Exod 23, de la versetul 25. Exod 23, de la versetul 25. Ascultați. Voi să slujiți Domnului Dumnezeul vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și va îndepărta boala din mijlocul tău. Domnul spune, dacă pâinea ta, adică ceea ce mănânci, poartă binecuvântarea mea, dacă ceea ce tu bei poartă binecuvântarea mea, voi îndepărta boala din mijlocul tău. Ca urmare a ascultării de planul lui Dumnezeu. Boala nu vine niciodată fără o cauză. Calea este pregătită și boala este chemată prin nesocotirea legilor sănătății. Mulți suferă consecințele păcătuirii părinților lor. Deși ei nu sunt răspunzători pentru ce au făcut părinților, este totuși de datoria lor să descopere ce constituie o încălcare a legilor sănătății și ce nu. Iar ar trebui să evite obiceiurile greșite ale părinților lor și printr-o viețuire corectă să-și asigure condiții mai bune. Totuși, cei mai mulți suferă din cauza propriului lor comportament greșit. Ei nu țin seama de principiile sănătății prin obiceiurile lor de a mânca, de a bea, de a se îmbrăca și de a munci.
Încălcarea legilor naturii atrage după sine un rezultat sigur. Iar când boala vine asupra lor, mulți nu atribuie suferințelor lor cauza adevărată, ci murmură împotriva lui Dumnezeu din pricina afecțiunilor pe care le au. Însă Dumnezeu nu este răspunzător de suferința care urmează nesocotirii legilor naturale. Atenție! Spune aici, corpul suportă multe abuzuri, aparent fără să opună rezistență. Apoi reacționează și face un efort hotărât pentru a îndepărta efectele tratamentului ingrat la care a fost supus. Efortul său de a curija aceste condiții se manifestă adesea prin febră și diferite alte forme de boală. De ce este febra în organismul nostru? Ce arată, de fapt, prezența febrei în organismul nostru? Arată funcția organismului de a se apăra. Organismul vrea să se curețe și urmează febra. Când abuzul asupra sănătății este adus atât de departe încât apare boala, cel suferind poate face adesea pentru el însuși ceea ce nimeni altcineva nu poate face. Primul lucru care trebuie făcut este de a stabili clar adevărul motiv al bolii și apoi de a acționa în mod rațional pentru a îndepărta cauza. Dacă funcționarea armonioasă a organismului s-a dereglat din pricina muncii în exces, supraalimentării sau altor devieri, nu încercați să rezolvați dificultățile adăugând povara medicamentelor otrăvitoare. Cine a scris Divina Vindecare? Am citit în dimineață. Ce se găsesc în Divina Vindecare? Sfatele cărui medic? Marelui medic. Dumnezeu spune, dacă nu schimbi obiceiurile greșite și tu te încrezi în aceste medicamente care nu lucrează de la cauză la efect, tu nu faci nimic altceva decât a împovăra organismul cu o travă. De ce ai tensiunea arterială? Păi am probleme cu alimentația. Păi tu nu schimbi alimentația. Domnul doctor, pot mânca ce vreau eu? Dar pot să mănânci numai carne albă. Dar ia pastiluța aceasta, o să te ajute. Și oamenii mor pentru că ei nu înțeleg planul lui Dumnezeu de sănătate, frații. De la cauză la efect. Motivul bolii, suferinței, durerii este călcarea legilor sănătății. Acum, la fel cum este în lucrurile fizice, la fel și cu cele spirituale. Trupul nostru, templul Duhului Sfânt, știți că biserica lui Dumnezeu este asemănată cu un trup? Da? Acum, cum am spus noi că păstrăm un trup sănătos? Cum? Ce trebuie de făcut? Vă aduceți aminte? Dacă apare boala, hai să ne gândim acum că suntem într-o stare de suferință, de boală. Biserica lui Dumnezeu suferă. Ce trebuie de făcut pentru a îndepărta boala? Prima. Stabilirea ce? Cauzei. Bun. Am stabilit cauza. Ce trebuie de făcut mai departe? Corectarea obiceiurilor greșite. Bun. Dar uitați-vă, avem aici o sală, nu știu cine face curățenie la dumneavoastră la Timișoara, în biserică, dar eu am făcut curățenie alături de mama mea mulți ani de zile în bisericii din Constanța. Vreau să vă spun ce am învățat eu. Dacă mama stătea cu mătura în mână și cu aspiratorul și cu cârpa de șters praful și cu mopul să șteargă și mie îmi lăsa doar o ușă deschisă unde să intru muldar în adunare, mama săraca de dimineață până seara putea să facă curățenie în biserica aceea, n-avea să fie. Nu e suficient că noi facem curățenie dacă noi nu închidem ușa la ce? La murdăria care intră înăuntru. Înțelegeți dumneavoastră? Noi nu putem să continuăm și cu lucrurile bune și cu lucrurile rele și să sperăm că vom avea un organism sănătos. Nu. Când Eva a mușcat din pomul cunoștinței binelui și răului, ea n-a mușcat din partea bună, între ghilimele. Ea n-a primit viață, ci a primit ce? Moarte. La fel că noi încercăm să împăcăm, da, să acceptăm și lucrurile astea în adunare, dar bine că le avem pe alea bune. Nu se va schimba nimic. În cele din urmă, organismul va fi dat peste cap. Și dacă noi vrem ca în biserica noastră să fie curățenie, noi în loc să împiedicăm agenții folosiți de Dumnezeu care să scoată impuritățile afară din corp, din biserică, în loc să fim în jurul lor, în loc să împiedicăm, ar trebui să-i susținem, să-i ajutăm. Vreau să mă întreb pe dumneavoastră, când se încearcă să se scoată impuritățile afară din organism, este pentru binele trupului sau împotriva trupului? Conform aceea, pentru ce? Binele.
pentru bine. Când cineva încearcă prin solire de avertizare să îndemnăm pe copilul lui Dumnezeu să ne curățim de orice întinăcene a cărnii și a Duhului, Spiritului lumesc, oamenii aceștia, predicatorii aceștia, evangheliștii aceștia, ei vor binele bisericii sau rău bisericii. Unii dintre noastre ați auzit că dacă veniți aici, veniți într-un loc rău. Știți foarte bine despre ce vorbesc. Dar frații mei, mă întreb oare cine dorește bine trupului lui Hristos, bisericii lui Dumnezeu? Cei care îngăduie și invită potopul de gunoi și de spirit lumesc în poporul Dumnezeu? Sau cei care se luptă din răsputeri ca în organismul bisericii să se producă o schimbare, o reformă, o curățire? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al doilea rând, boala apare pentru că oamenii nu înțeleg legătura dintre trup și suflet. Mergem în cartea Proverbelor la capitolul 17. Proverbe, capitolul 17. Poți avea dieta bună, poți avea un stil de viață sănătos, dar povara grijilor, povara rămușcărilor, problemelor din inima ta, pot să pună o asemenea povară asupra vieții tale încât organismul tău va avea de suferit și nu puțin, mult. Proverbe 17 și vreau să citim de aici versetul 22. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit ce face? Usucă oasele. Deci poți avea osteoporoză, da? Mâncând sănătos, dar pentru că nu lași stresul și problemele din mintea ta să plece, organismul tău va avea de suferit. Proverbe 14 cu 30. Ia ascultați, o altă problemă. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Știți ce înseamnă cuvântul acesta, pisma? Invidie. Ia uite ce mașină și-a luat. De unde și-a luat? Ia uite ce casă și-a luat. Cum de și-a luat? Ia uite de la el. Și omul trăiește cu aceste lucruri în mintea lui. Și Biblia spune, te mănâncă de viu pe dinăuntru. Invidia. Spiritul de neiertare, nemulțumirea. Lucrurile acestea afectează foarte mult trupul nostru. Ascultați ce spune aici. Legătura care există între minte și trup este foarte strânsă. Când unul este afectat, celălalt se resimte. Starea minții afectează sănătatea într-o măsură mult mai mare decât își dau seama mulți. Vă aduceți aminte dumneavoastră, în urma bătăliei care avea loc la nivelul minții din viața Domnului Hristos, ce s-a întâmplat cu transpirația Domnului Iisus în grădina Ghețemani? S-a făcut sânge. Specialiștii spun că lucrul acesta se poate întâmpla. Când el a fost împuns în coastă, spune, din coasta lui curgeau două izvoare separate, sânge și ape neamestecate. Și spun, cum se poate întâmpla? Este datorită unui zbucium sufletesc care avea aici la nivelul minții. Mintea era într-o bătălie, Hristos suferea, povara păcatelor apăsau asupra lui și organismul a reacționat. Și transpirația a fost acum de sânge. Strop de sânge au căzut la pământ. Domnul Hristos a avut un stil de viață sănătos, ce ziceți? Da. Dar bătălia aceea de la nivelul minții a făcut ca organismul să reacționeze. Lucru pe care poate niciodată noi nu-l vom experimenta. Dar ni se spune legătura care există între minte și trup. Când unul este afectat, celălalt se resimte. Starea minții afectează sănătatea într-o măsură mult mai mare decât își dau seama mulți. Mulți dintre bolile care suferă oamenii sunt rezultatul depresiei mentale. Nu știu care este statistica depresiei în România, dar este mare. Atenție! Durerea, neliniștea, nemulțumirea, remușcarea, vinovăția, neîncrederea, toate au tendința să zdrobească forțele vitale și să producă degenerare și moarte. Boala este uneori produsul imaginației și este adesea agravată de aceasta. Mulți care ar fi putut fi sănătoși numai dacă s-ar fi gândit la aceasta, sunt invalizi pe viață. Nu medicamente, nu pastile, numai dacă s-ar fi gândit că ei sunt cum? Sănătoși. Optimism.
Domnul e cu noi, va fi bine, va fi, mergem înainte, Domnul e cu noi, Domnul e bun. Dar când starea minții este, aoleu, aoleu, știți cum, atitudinea aceea care au unii părinți cu copiilor, ca într-un bol de cristal, să nu iasă în curent, să nu iasă la frig, să nu atingă aia, să nu... și exact de ce se feresc că aia vin peste ei. Ascultați dumneavoastră. Zice, mulți își închipuie că fiecare expunere ușoară va produce boala. Iar efectul cel rău are loc pentru că este așteptat. Mulți mor de o cauză, de o boală a cărei cauză este cu desăvârșire imaginară. Curajul, speranța, credința, simpatia, iubirea dau sănătate și prelungesc viața. O minte împăcată, un spirit voios înseamnă sănătate pentru corp și tărie pentru suflet. O inimă veselă este un bun leac. În tratamentul celor bolnavi, efectul influenței minții nu ar trebui trecut cu vederea. Folosită cum se cuvine, această influență oferă un mijloc mai eficient pentru combaterea bolii. Deci în instituțiile noastre de sănătate, tu ca doctor, tu ca asistentă, tu ca și cadru medical, tu poți aduce vindecarea mai repede vorbind cu oameni. Frații mei, Dumnezeu m-a chemat în lucrarea aceasta. Mi-aș fi dorit, când eram mai mic, mi-am dorit din toată inima să devin oarecum un medic. Mie îmi place să lucrez cu oamenii. Dar cei care sunteți în postura aceasta, dumneavoastră vă imaginați, între ghilimele, că sunteți șeful când pacientul vine la dumneavoastră? Oamenii vă așteaptă cu gura căscată, cu gura căscată așteaptă un sfat. Însă dispoziția ta, atitudinea ta poate aduce speranță sau descurajare. Am întâlnit medici, la el, domne, e cancer, domne, ce trebuie să facem? Tăiem tot, extirpăm tot, bun, nu e ce-i bun, tăiem tot. La revedere, am plecat. Pentru că te înspăimântă, parcă ești la un abator. Dar când te duci în fața cuiva, stai jos, așezați-vă, dați-mi voie să vă ajut. Cu ce vă mai pot ajuta? Cu ce vă mai pot fi de folos? Uitați numărul meu de telefon. Mă puteți suna. Când aveți o problemă, în momentul acela tu vezi în sufletul un potențial candidat ca tu să-i spui despre ce a făcut Domnul Hristos pentru el. Asta este lucrarea medicală. Asta este lucrarea din sanatorii. Asta e lucrarea din spital. Nu aparate, nu butoane, bum, 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 apăsăm. Își au și ele rolul lor. Dar dacă am tăiat cordonul cu oamenii, totul s-a sfârșit. Totul s-a sfârșit. Mama mea îmi povestea o experiență. A îngrijit de o femeie în vârstă. O femeie care era la pat, demență, paralizată, putea doar să-și miște foarte puțin gâtul, își pierduse mare parte din memoria ei și fiica nu dorea ca să îngrijească de ea. Și pentru că era o femeie de afaceri, oarecum a găsit-o pe mama și a zis, vă rog frumos, dacă mă puteți ajuta. Și mama a îngrijat de ea ca de propria mamă. Și vreau să vă spun, fraților, mergea, îngrijea, cânta la căpătul ei, se ruga cu ea când venea, când pleca. Și într-o dimineață, când a venit la lucru, a observat ceva la această bătrână. Era vânătă, avea urme de lovituri, era vânătă. Și mai mult decât atât, a observat excremente care erau în mai multe zone ale feței, se vedeau prezente. Mea aceasta avea nevoie de Pampers. Singura care ar fi putut face așa ceva a fost fiica ei. Femeia aceasta a murit într-o săptămână de zile. Și după ce a murit, mama mea, oarecum influențată de Duhul Sfânt, s-a apropiat de fiică, pentru că fiica era distrusă din punct de vedere psihic. Știți de ce? Ea nu se putea ierta în privința comportamentului la care și-a supus mama sa. Pentru că în mod literal, când mama stătea neputincioasă cu problemele și cu stresul de la servici, când venea timpul să o schimbe pe mamă, lua Pampersul acela cu ce avea și îl punea direct pe fața mamei. De asta credeți că astfel de situații nu se întâmplă. Dar sunt copii care nu știu cum, au toți banii din lume, dar nu știu cum să reacționeze în situațiile acestea. Și când mama a murit, femeia aceasta plângea în hohote și a spus, Dumnezeu nu mă va ierta niciodată. Credeți că o astfel de persoană se poate îmbolnăvi în urma remușcărilor și în urma poverii care a pasat asupra minții sale?
Și de aceea noi trebuie să identificăm cauza. Doamnă, dar ce s-a întâmplat? Nu cumva sunteți supărată pe cineva? Nu cumva sunteți într-o ceartă cu cineva? Nu cumva nu sunteți în stare să iertați pe cineva? Ba da! E acolo trebuie să lucrezi. Nu cataplasma, nu alte lucruri, nu pastila asta și de la cauză la efect. Pentru că Biblia ne spune povara aceasta al înțelegerii faptului că Dumnezeu nu mă iartă, se gândesc unii oameni. Ne distruge. Psalmul 32 vorbește despre lucrul acesta. Psalmul 32. Frații mei, trebuie să fim practici în lucrul nostru cu cei din jur. Noi trebuie să știm poverile care îi apasă pe oameni. Psalmul 32. Și vreau să citim de aici, de la versetul 1. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi s-o topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am mai ascuns fără de lege. Observați ce spune psalmistul. Îmi pierdeam pofta de viață, puterea mi-o pierdeam. De ce? Pentru că n-aveam curajul să mărturisesc păcatul meu. Frații mei, am văzut oameni bolnavi care au rămas bolnavi pentru că n-au putut ierta. Am fost martor la o scenă când cineva a coborât în moarte și ultimele cuvinte care le-a rostit de pe buzele tremurânde a fost: nu te iert, nu te iert! Și a murit. A murit! În timp ce pastorul striga: te rog frumosul ăla, iartă-i, 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 împăcați-vă, viața se scurge! Și femeia a strigat: nu te iert! Și a murit. Împietrirea inimii. De la cauză la efect. Da, călcarea legilor sănătății. Da, problemele care, stilul de viață. Dar Domnul spune: ești tu la curent cu problemele pe care le au oameni? Ești tu la curent cu bătăliile care se dau în inima lor? Ești tu la curent ca lucrurile acestea? Dacă nu, nu poți avea un tratament pentru ei, trebuie să-i asculți pe oameni. Este un doctor pe care îl respect mult și cu siguranță că sunt mai mulți decât acest. Domnul doctor Nicolae, un medic adventist care a lucrat la spitalul de oase Neforie, acum lucrează la spitalul din Mangalia. Nu fac neapărat reclamă la un doctor, dar sunt și alți doctori. Vreau să vă spun, într-o ocazie am mers acum cu un prieten de-al meu, are niște probleme cu genunchii și ne-a spus: veniți dimineața la ora 6 la spital. Când am ajuns la ora 6 la spital, frații mei, erau 30 de oameni la ora 6 în fața cabinetului. Când a venit rândul nostru să intrăm, am întrebat: domnul doctor, dumneavoastră de la ce oră sunteți aici? De la ora 5 dimineața. Și el stă la 45 de jumătate de oră, 45 de minute de loc și s-a trezit dimineața. Știți cum vorbesc oamenii acolo în fața ușii despre el? Știți cum vorbesc oamenii? Pentru că nu vrea să primească nimic din partea oamenii, oamenii bat la ușă. Alo, domnul doctor, da, deschid ușa, lasă pungă acolo și o iau la fugă. Măi, omule, atât de mult respect arată oamenii față de acești oameni care se văd, te vindecă prin iubirea lui. Ia stai jos aici, ia spune-mi ce te doare. Ia spune-mi ce e în inima ta, îți spune domnul doctor. Pur și simplu ți-a durerea cu mâinile. Vine momentul de operație, spune: știi ceva? Eu lucrez de atâția ani în acest domeniu, dar aș vrea să mă rog pentru tine. Hai să cerem prezența marelui medic să lucreze cu mâinile mele. Și când tu auzi un astfel de medic că se roagă, înainte să-ți fie administrată anestezia, păi te lași în mâna Domnului. Sunteți de acord, frații mei? De asta are nevoie lumea astăzi. În ultimul rând, aș vrea să vă invit să deschideți Isaia 58. Și apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom despărți în această dimineață. Ia ascultați. Isaia 58, și aș vrea să citesc de aici, de la versetul 1. Strigă în gura mare și nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui și casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său.
Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Deci avem aici un grup de oameni, dacă ați observat în versetul 2, care îl întreabă pe Dumnezeu în câte zile. În câte zile spune că îl întreabă pe Dumnezeu? În toate zilele. Ăștia sunt oameni care se roagă zilnic. Zilnic sunt persistenți în rugăciune. Dumnezeu nu-i ascultă. Ascultați ce spune versetul 3. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu ne vezi? Deci nu numai că se roagă în fiecare zi și postesc și Dumnezeu nu ascultă nimic. Vă întreb pe dumneavoastră, în lumea în care noi trăim, când se hotărăsc oamenii să devină mai religios, să se roage mai des, să postească mai des? Când? Când, frații mei? Când? Când e o situație de viață și de moarte. Mai ales când vine boala și medicul îți spune, du-te acasă și așteaptă moartea, atunci în viața omului se întâmplă, prioritățile se schimbă automat. Un pacient stătea de vorbă cu medicul și i-a zis, nu prea faci exercițiu fizic. Și i-a spus, pacientul a răspuns, îmi pare rău, domnul doctor, n-am timp. Doctorul s-a uitat la el și a spus, vreau să spun că problema nu e că n-ai timp. Problema este că nu ai o prioritate în aceasta. În 6 luni de zile vei fi bolnav grav dacă nu schimbi stilul de viață. Și atunci omul a spus, ce trebuie să fac? Pentru că problema nu este că n-am timp. Problema este că nu mi-am făcut o prioritate din aceasta. În momentul în care îți spune cineva, mai ai 6 luni de trăit, mie să-mi spună cineva, dumneavoastră, sunteți de acord că viața noastră s-a schimbat cu totul? Ceea ce noi am vedea important astăzi, ne-am uitat la el și am zis, astea sunt ultimele lucruri pe care le-am face. Dar noi nu avem stabilite niște priorități. Însă așa cum a spus dumneavoastră, oamenii aceștia se roagă zilnic, postez zilnic, pentru că ei sunt în boală și în suferință. Ei cer vindecare, Dumnezeu spune, nu vreau. Ia ascultați ce spune versetul 8. Ca să vedeți că oamenii aceștia sunt bolnavi. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Deci dacă au nevoie de vindecare repede, ce fel de oameni sunt? Bolnavi. Citiți, vă rog, cu mine versetul 11. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Deci dacă va da din nou putere, asta înseamnă că mâinile sunt slăbănogite, picioarele nu pot funcționa, ești bolnav, te rogi, ții, postești, strigi la Dumnezeu în boală. Dumnezeu spune, îmi pare rău, dar ai o problemă mai mare decât boala ta și tu nu o vezi. Iar oamenii trebuie ajunși să înțeleagă că cea mai mare problemă a lor nu este diabetul, prietenii mei. Cea mai mare problemă a lor nu este cancerul care îi mănâncă înăuntru. Cea mai mare problemă a lor nu este lepra ta, Naamane. Problema ta cea mai mare este că tu nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie lepra în viața ta, Naaman, general în armata siriană, pentru ca tu să devii în contact cu Dumnezeu care a făcut cerul și pământul. Înțelegeți dumneavoastră că acesta e unul din motivele pentru care Dumnezeu îngăduie boală și suferință în viața oamenilor și te trimite pe tine pentru că nevoia lor nu e să nu mai facă insulină. Domnul spune, ai nevoie de altceva mai mult. Și tu ești stângaci. Tu n-ai toate diplomele medicale. Tu nu cunoști ceea ce cunosc alții. Dar Domnul ți-a pus pe buzele tale un remediu. Știți care era cea mai mare boală a acestor oameni? Egoismul. Și Domnul spune, pentru că ești egoist și te gândești atât de mult la tine și la suferința ta, îmi pare rău, dar eu nu te pot ajuta pe tine. Ia ascultați ce spune aici. Divina Vindecare, pagina 256. O, dacă plecăm de la Timișoara și vă îndrăgostiți de Divina Vindecare, am câștigat mult. Deci chiar am câștigat mult. Ia ascultați. Una dintre piedicele cele mai sigure în calea refacerii celor bolnavi este fixarea atenției asupra lor înșile. Eu, mă doare, când eram mai mic, poate că și dumneavoastră, ne luptam cine să fie bolnav. Pentru că cine era bolnav, venea mama cu un borcan așa, cu compot de vișine sau de cireșe sau un compot de ananas pentru cel care era bolnav. Și apoi, mami, eu mâine sunt bolnav. Pentru că oarecum te deranja, cum să zic eu, atitudinea aceasta. Nu era o atitudine părtinitoare. Dar mama a încercat din toată inima ca cel bolnav să se simtă cât mai bine. Însă de multe ori că noi suntem bolnavi, aoleu, mă doare, aoleu, dar ca mine nu-i nimeni. Ia ascultați.
Mulți bolnavi simt că toți ar trebui să le ofere compasiunea și sprijinul lor, când de fapt lucrul de care au nevoie este acela de a-și devia atenția de la ei înșiși pentru a se gândi și a îngriji de alții. Adesea este solicitată rugăciunea pentru cei nepăstuiți, întristați sau descurajați. Și aceasta este un lucru bun. Ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă lumină în mintea întunecată și să mângâie inima întristată. Însă Dumnezeu răspunde la rugăciunea celor care vin în întâmpinarea binecuvântărilor sale. Când înălțăm rugăciuni pentru acești oameni cu prigi de întristare, ar trebui să-i încurajăm să încerce să-i ajute pe cei mai nevoiași decât ei. Întunericul va fi alungat din propriile lor inimi când vor încerca să-i ajute pe alții. Când căutăm să-i mângâiem pe alții cu mângâierile de care ne bucurăm noi înșine, binecuvântarea se va întoarce la noi. Atenție acum! Capitolul 58 din Isaia este o rețetă pentru maladiile corpului și sufletului. Dacă dorim sănătate și adevărata bucurie a vieții, trebuie să punem în practică regulile date în acest text. Ce capitol ne-a fost dat ca rețetă? Isaia 58. Și avem niște oameni care se roagă zilnic, postez zilnic, sunt bolnavi, au nevoie de vindecare repede, Dumnezeu tace. Ascultați remediu. Isaia 58, citesc versetul 6. Și vreau să vă aduceți aminte că Dumnezeu se adresează unor oameni bolnavi. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug, împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost, tu bolnavule. Dacă vezi pe un om gol, bolnavule, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău, bolnavule. Atunci, lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Asta este rețeta lui Dumnezeu. Domnul spune, problema ta cea mare nu e diabetul, nici cancerul, nici tensiunea arterială. Problema ta ești egoist, foarte egoist. Cum să te vindec de egoism? Dumnezeu spune, există doar o singură metodă. Pune-te în serviciu pentru salvarea celor din jur. Dar când dumneavoastră aveți febră și vă doare capul și nu mai puteți, vă plac oaspeții? Hai, fiți sinceri. Fiți sinceri, frații mei. Ne place firii pământești. Știți ce zice? Să nu mă mai deranjeze nimeni, să nu mă caute nimeni, închide mușa, să stau eu aici cu durerea mea, cu ceaiul meu, cu plante, să stau aici să mă viziteze nimeni. Și Domnul spune, așa este. Stai și tot o să stai. Dumnezeu spune, ia gândește-te tu, în boala ta, cunoști pe cineva care are nevoie de încurajare. Cunoști pe cineva care are nevoie de mângâiere. Cunoști pe cineva care are nevoie de pâine. Cunoști pe cineva care trece printr-o durere mai mare decât a ta. Și când Domnul te vede pe tine cu cancerul, cu diabetul, cu problema, punându-te în serviciu altora, Domnul spune, dacă îți dau viață, tu o trăiești pentru mine. Dacă îngădui să mor și nu ești vindecat, ești mântuit. Ăsta e remediul pe care Dumnezeu vrea să-l prezentăm înaintea oamenilor. De la cauză la efect. Asta înseamnă că în conversațiile noastre cu oameni trebuie să încurajăm la aceasta și trebuie să avem minte să ne gândim, Doamne, omul ăsta e tare egoist. Uite-te, numai despre el vorbește. Nu se gândește deloc la ce se întâmplă în jur. Sunt oameni care îngrijesc de astfel de oameni bolnavi și se îmbolnăgăresc mai grav decât ei. Pentru că tot timpul, au, nu mai pot, mă doare, au, și în momentul acela tu te îmbolnăvești. Măi omule, mai tacă-ți gură. Mai gândește-te și la alții, numai tu. M-am dus în vizită la un prieten de-a meu la Târgu Mureș, a avut un accident și a rupt amândouă picioarele. Și veneam dintr-o călătorie, nu mai știu de unde, mi se pare că din Republica Moldova cu autocarul. Și m-am dat jos, am stat, cum sunt eu așa mic de statură, am stat în autocarul acela cu genunchii la dinți așa. Mă durea spatele îngroditor, nu știam unde să mă întind puțin. Când scoteam cât un picior așa pe culoarea autocarului, zic, Doamne, parcă sunt în paradis, când mă întindeam puțin. Și când m-am dat jos, așa de tare mă durea. M-am intrat în spital cu prietenul acesta al meu și așteptam acolo la urgență. Mă durea spatele îngrozitor. Și așteptam. Când au început să intre pe ușă, medicii alergau, sânge pe cearșaf, aoleu, țipa cineva. Măi, frate, nu mă mai durea nimic.
Știți cum imediat m-am îndreptat, am pus mâna la spate, Doamne, dar eu sunt chiar sănătos. Uite-te la oamenii aceștia ce durere au. Frații mei, Domnul să ne ajute să ne înțelegem problema pe care noi o avem. Și prin aceste sfaturi să putem fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Amin? Acum, dacă cel bolnav trebuie să dea egoismul la o parte, noi cei sănătoși, ce să facem, fraților? Ce să facem? Numărul meu de telefon începe cu 0744. Mi se pare că am mai făcut exercițiul acesta cu dumneavoastră. Vreau să uitați 0744. Uitați-l. Deci e simplu. Trebuie să faceți un exercițiu de memorie. E 0, e 7, e 4 și e 4. Uitați-l. 0744. L-ați uitat? Haideți să încercați. E simplu. E 0, 7, 4 și 4. Uitați 0744. Ați reușit să uitați? 0744. E simplu, frate. Sunt doar 4 cifre. 0, 7, 4 și 4. L-ați uitat? De ce nu puteți uita 0744? De ce, frații mei? Dar dacă ne-am plecat pe genunchi, și nu e o glumă, nu încerc să iau în bagiocură rugăciunea și cuvântul Dumnezeu. Dacă ne-am plecat pe genunchi și ne-am rugat, Doamne, ajută-mă să uit 0744 și îl pomenesc în rugăciune, credeți că o să uit? Știți care este singura metodă să uit 0744? Să nu-l mai repet și poate să zic 0721, 0720, 0723, etc. Singura cale, atenție, singura cale, ni se spune, de a uita de noi înșine și de a ieși biruitori, este să ne punem în serviciu activ pentru salvarea altora. Principiile fundamentale a educației creștine, pagina 207. Singura cale să uităm de noi înșine, să fim biruitori, este să ne punem serviciu pentru salvarea altora. Trebuie să răstignim firea, trebuie să uităm eu. Doamne, ajută-ne să uităm eu. Și cu cât îl pronunțăm, cu atât îl facem mai mare. Există doar o singură metodă. Nu te mai gândi la tine. Gândește-te la cei din jur. O, frații mei, dacă comunitățile noastre ar înțelege că dacă nu ne punem în serviciu pentru salvarea altora, noi nu putem fi salvați. Altfel ar arăta biserica noastră. Am întrebat un martor lui Iehova, măi omule, voi de ce stați în fiecare zi la aceeași oră aici? Voi v-ați întrebat de ce stau? Știți ce mi-a spus? A deschis Roman capitolul 10 și a zis, fără mărturisirea cu gura, nu se ajunge la mântuire. Și mi-a zis, dacă vreau viața veșnică, eu trebuie să devin un salvator, să lucrez pentru salvarea fraților mei. Acum, motivațiile sunt diferite. Dar dacă am înțelege noi lucrul acesta. Câți ați înțeles și am studiat și în această ocazie? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi și să fim un remediu pentru sufletele care sunt în jur. Amin? Vă invit să ne rugăm împreună la sfârșit. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru că am putut să fim împreună și în aceste clipe. Îți mulțumim pentru cuvântul tău, îți mulțumim pentru tot ce am învățat la picioarele tale. Și te rugăm, Doamne, să ne ajut să lucrăm cu înțelepciune după voia ta. Ajută-ne să luăm sarea și să o punem la izvor. Să lucrăm de la cauză la efect. Atât în cele fizice, cât și în cele spirituale, Doamne, ca în loc de blestem să vedem binecuvântare în jurul nostru. Rămâi tu cu pacea ta peste noi și peste orașul acesta și te rugăm să ne mai oferi posibilități, Doamne, ca să venim în ajutorul celor care plâng și suspină după ajutorul tău. Căci ne-am rugat în meritele lui Iisus și îți mulțumim. Amin.